Italia, dacă vreți. S-au format ca popoare strâns înrudite, lingvistic sunt strâns înrudiți. Dar toți își trag sorgintea din vechea latină, de care cel mai aproape este limba română. Au venit reformele la 100 de ani după retragere, sau mă rog, la 30 de ani după retragere încep și se perpetuează reformele lui Dioclețian. Dacia nord-dunăreană nu mai era în Imperiu. Și atunci de ce reformele ne-au atins și pe noi? Pentru că Dux este introdus la sud, dar găsim termenul inclusiv în Marea Mureș, în formă românească, Duca. Și așa îl preiau gestele ungurești. Duca, cuvânt românesc în textele lor latine. La fel, Dominus, Domn. Este epoca dominatului. Noi nu mai eram în Imperiu, dar am perpetuat termenul. Dominus înseamnă împărat. Dominus et Deus la început ca păgân, apoi Dominus Dei Grația prin mila lui Dumnezeu. Deci de la această lume romană pe care noi spunem că totul s-a terminat la 275 și este un fals, de fapt totul se perpetuează, totul se transformă în ceva ce avea să devină poporul roman. Popor care a primit de la, în secolele 4-5 de la străini, mai multe nume. Indigeni este numele folosit când e vorba despre relațiile noastre cu cei care goți, sarmați, huni, temporar stăpânesc teritoriu. Ausoni, în sensul de vorbitori de limbă latină. Romani, pentru că așa ne spuneam noi, așa ne-au spus și ei. Pământul romanilor și așa mai departe. Teritoriul care se întinde până către Boristene. Spun absolut toți cronicarii secolelor 4-5-6. Boristene, adică Nipru. Perpetuăm istoria noastră, această istoria etnogeneză într-un superb colind care vorbește despre Ana Dociana, o înfățișează, deci Dacia ca pe tânără frumoasă, înfățișată ca o ciută care conduce o turmă de căprioare și care este vânată de Traian Voinicul. Rănită fiind, nu vrea să fie prinsă de către urmăritor și se aruncă într-un lac care se înroșește de sângele ei. Ăla este Lacul Roșu, pe care acum probabil îl cedăm UDMR-ului, pentru că ei sunt acolo de la Adam și Eva. Numele de cronică folosit pentru locuitorii de la nord de Balcani, numai de la nord de Dunăre, este Carpodaci, deci un fel de combinație între două nume de traci. Carpi era oia din Moldova, Dacia de Banat. Romani, zice Paulus Orosius sau Orsoni, se află romani care vor mai bine să trăiască săraci, dar liberi între barbari, decât să susțină între romani greutatea dărilor. Deci este clar că nu s-a retras populația de nicăieri, nicăieri. Iar Priscus din Panion, un diplomat trimis la curtea lui Atila, folosește, îi găsește pe acești romani în tot cursul drumului, sub stăpânirea hunilor, folosește denumirea romanii cei vechi sau romanii nerăsărit, pe lângă termenul de ausoni. Cei ce rămân la huni își duc traiul în liniște, fiecare bucurându-se de tot ce are, nesupărat și neasuprit. Deci dacă s-au retras legiunile sub Aurelian, dacă s-a retras administrația, în niciun caz nu s-a retras populația, că nu era nebună să fugă după impozite. Nu, a rămas fără impozite din coace, cu barbarul se înțelegea mai bine. Există o limbă scrisă în secolele 4-5-6, pretutindeni, la nord de Dunăre și la nord de Marea Neagră. O limbă latină superbă, care nu mai este latină, începe să se transforme în română. Există inscripții, gen Vartine Vivas, dovadă că era creștin, Ego Zenovius, Votum Pozui, la Birtan, Aurelius Silvanus, Fecit Patel Ambonam. Există acea superbă poezie de dragoste despre care vorbeam din secolul al IV-lea, pe care o să o prezint într-o emisiune separată, pentru că eu consider a fi momentul de răscruce, când se trece de la latina vorbită populară spre limba română. Și există foarte multe, și aici biserica nu înțeleg de ce nu face nimic, există foarte multe mărturii creștine despre ce se întâmpla la nord de Dunăre. Există declarația lui Vasile cel Mare despre creștini la 329-379, 30 în secolul 4, arhiepiscop de Cezarea Capadocii. El vorbește despre, scrie către prieteni din Achialu și Tesalonic, despre cei care vin de la nord de Dunăre. Ni se ivește un mucenic venit la noi din mijlocul barbarilor de dincolo de Istru și ne face cunoscută prin însăși viața lui strășnicia credinței pe care o trăiesc oamenii acolo, deci erau creștini. Aduce de pe un meleag îndepărtat niște scrisori care înfloreau de frumusețea iubirii. Deci aveam și poeți și scriitori la nord de Dunăre în secolul 4. Vulfila, despre care am mai auzit și noi, cel care practică arianismul, răspândește, face la nord de Dunăre slujbe și scrie în greacă, latină și gotică. Latină pentru băștinași.
Cei pe care Atanaric îi prigonește la nord de Dunăre sunt creștini de-ai noștri după Epifanes. În frunte cu episcopul Silvanus, această prigoană a fost aprică și îngrozitoare, pricinuită de ura împotriva romanilor. Avem sute de inscripții, sute de date scrise despre istoria noastră. Nu se fac eforturi să se adune, să fie adunate. În acest mileniu, așa zis, negru, unde nu se știe nimic. Și închei vorbind despre prima dată când se folosesc termenii Valah sau variantele termenului Valah, se referă la secolul V, la venirea hunilor și la luptele din Panonia, unde toate gestele, inclusiv ungurești, dar și zvările bizantine, spun că singurii care n-au plecat de frica hunilor din Panonia au fost valahii, care au continuat să trăiască acolo. La fel, în nordul Mării Negre, se știe că s-au împotrivit cu armele hunilor și un prinț al valahilor, Vlahernos, este cel care, înfrânt, trebuie să plece pe mare și plecă cu o mulțime de valahi, adică de români vechi, la Constantinopol, acolo era capitala Imperiului, de răsărit, unde împărăteasa Zoe face o biserică, biserica Blaherne, a vlahilor, în cartierul Blaherne, al vlahilor, care din secolul V există și astăzi cu acest nume. Și vom continua în episoadele următoare relatările scrise despre viața românilor de la nord de Dunăre în secolele 5-6-7. Mai dați-mi voie doar să închei cu o scurtă descriere a unui împărat, Mauricius, un tratat de artă militară, Strategicon, în care spune, pe la 593, de așa zis și refugiați trimiși să ne arate drumurile nouă bizantinilor, care ne cam grecizeseră și ne ziceam romei, și să ne descopere pe cineva, trebuie să ne păzim cu străjnicie, măcar că sunt romani, ei au căpătat cu vremea această calitate, au uitat de-ai lor și sunt cu mai multă tragere de inimă față de dușmani. Deci, față de greci, romanii erau dușmani pentru că voiau refacerea Imperiului prin ei. Pe cei binevoitori să-i răsplătim, iar pe cei care ne fac rău să-i pedepsim. Bucatele aflate în țara din apropiere să nu le părăduim, ci să ne străduim să le aducem în țara la noi, deci la sud de Dunăre, pe animale și corăbii. Căci râurile lor se varsă în Dunăre și căratul se face ușor cu ajutorul corăbilor. Este descriere a cărușiei care se făcea pe apă, pe Olt și pe marile râuri din Transilvania spre Dunăre în veacul 6.